Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu etalarea pentru sfârșitul de august, septembrie, când vreți voi să se manifeste, când o vrea Dumnezeu, poate chiar și mai încolo. O etalare altfel, în care fac niște prezentări generale și apoi vă trec prin toate zodiile voi în relație cu alte zodii. De acest motiv durează mai mult și, evident, avansez mai greu, plus că mai sunt situații în jurul meu, mulți vecini construiesc și fac multă gălăgie. Chiar astăzi, duminică, de la ora 8, au construit, au reparat și au făcut gălăgie. În fine, încerc să mă adaptez și să vin cu această etalare pentru toți, cât de cât. Mesajele sunt, în primul rând, ăsta l-am tras primul, evident, ăsta a venit primul. Aveți numărul 49. Femeia de lumină, da? Woman of light. Woman of light. Este vorba de o energie feminină superioară care se ridică în vibrație spirituală, evident, care are calități de vindecător, de coordonator, de profesor, o persoană care inspiră. O fi altcineva, o să fi unii dintre voi. Nu toată lumea, evident, dar unii, într-un fel sau altul, sunteți acea femeie de lumină într-un anumit mediu. Nu trebuie să fie mare, să fie un colectiv mare, dar este un colectiv în care voi aduceți lumină cei care vă conectați la această energie feminină. Puteți să fiți și bărbați, eventual, deși mesajul cred că e mai mult pentru femei, dar pot să fie și bărbați care își manifestă această energie feminină. Da? La capătul setului de cărți aveți communal dance, dans comunal, da? Colectiv, să zicem. După cum vedeți, sunt mai multe perechi de oameni, da? Toți dansează, sunt mână în mână, nu neapărat dansează, sunt mână în mână, sunt înconjurați de o aură în formă de inimă. Este o activitate pe care o aveți într-un colectiv. Și repet, unii dintre voi în acest colectiv sunteți femeia de lumină. Inspirați grupuri de oameni, vindecați grupuri de oameni sau indivizi, nu contează. Sunteți această rază de soare sau de lumină în viața unora. Și din cauza că, datorită faptului că unii dintre voi conștientizați aceste daruri și această îndatorire pe care o aveți față de societatea în care sunteți, colectivul în care lucrați sau acasă sau printre prieteni, nu contează, posibil v-ați evident că e transformat și pe alții, pentru că 49 revine la 13, 13 înseamnă transformare, dar această activitate de colectiv are numărul 5 și 5 înseamnă schimbare, schimbați vieți, vă schimbați viața schimbându-i și pe alții. Ideea este că trebuie și voi să ieșiți un pic din această atmosferă, pentru că aveți, visați un pic, dream a little, o altă energie feminină, manifestați feminitatea într-o altă zonă, nu doar în zona aceasta de colectiv, despre care am zis, de vindecare spirituală, da? Visați un pic și la ce să visați? Visați și zice. La acest iubit yin și yang, lover, da? Visați la perechea voastră ideală. Visați la perechea care vă completează. Aveți numărul 8, interesant, 8 e casa scorpionului. Da? Scorpionului, cel care caută un partener cu care să fuzioneze. Yin și yang. Alb și negru, roșu și alb. Evident că e și un pic de verde. Fuzionați această lumină sau combinați această spiritualitate cu o manifestare a iubirii și în plan evident terestru, dar ca să se manifeste, visați un pic. Visați un pic și nu uitați că știți fără să știți. Știți că fără să știți este cineva în lumea asta. Și lumea asta înseamnă, nu înseamnă doar lumea asta 3D, dar știți că există cineva care vă completează perfect. Și dacă
Vă dați timp să visați, evident, și să și manifestați această energie înaltă în colectivul din care faceți parte, într-un fel sau altul atrageți acest personaj în viața voastră să se manifeste. Pentru că, interesant, după această știință fără de știință, apare templul. Templul. Și este o carte foarte puternică. Nu, în acest moment nu asociez cu Uranus, nu asociez cu Vărsătorul sau cu Scorpionul, o asociez cu altceva, cu templul lui Dumnezeu, cu corpul lui Dumnezeu. Templul lui Dumnezeu este corpul nostru, da? Posibil unii dintre voi ați lucrat să vă vindecați și să creșteți în vibrații, ați lucrat pentru curățenia corpului vostru. Dar mai sunt niște lucruri de lucrat ca să puteți să vă atrageți în acest corp, în acest templu, să vă atrageți partenerul divin. Mai este ceva de lucru ca să puteți să construiți împreună un templu, da? Cele două suflete gemene, flăcări gemene, construiesc împreună o altă construcție, construiesc o altă construcție, înțelegeți, da? Mai fac și o greșeală pentru că mă concentrez pe mesaj și nu atât pe felul în care vi-l prezint. Dar, bine, evident, mă strădui să-l prezint cât mai bine, dar mai greșesc și eu. Luați mesajul așa cum este normal să-l luați, cu sufletul deschis. Alte mesaje de la îngeri. Dați-vă șansa la dragoste și într-un fel sau altul, dacă visați, vă dați șansa la dragoste. Dacă lucrați cu templul vostru, cu corpul vostru, vă dați șansa la dragoste față de voi, da? La creștere în vibrație. Sunt multe mesaje. Și, evident, iar interesant ce mesaj a venit acum, dacă voi ați crescut foarte mult în vibrație în ultima vreme, foștii parteneri nu o să mai corespundă. Trebuie să visați la viitorul partener cu care puteți corespunde, da? Yin și Yang. Pentru că voi v-ați schimbat. Și atunci trebuie să aveți în preajmă oameni care sunt pe măsura vibrației voastre cât de cât. Prin acte de amabilitate, mai ales în această comunitate, în aceste grupuri, manifestați simple acte de amabilitate, exprimați-vă dragostea prin cadouri, cadourile voastre divine, prin talentele pe care le aveți. Fiți autentici și nu uitați totuși, cum a zis mai devreme Yin și Yang Lover, visați un pic, nu uitați că este nevoie și de atingere fizică. Acum că această atingere fizică se manifestă în zona voastră personală, poveștilor de iubire personală, că această atingere fizică se manifestă în această misiune spirituală pe care o aveți față de unii, da? Mai ales dacă sunteți vindecători sau coordonatori sau conducători și conducătorii din când în când mai bat pe umăr pe cel pe care îl conduc, da? Îl conduce pe subaltern ca să-l încurajeze. Această atingere fizică este foarte importantă, da? Ca să transmitem vibrația noastră, să transmiteți la nivel 3D niște vibrații care vin din alte dimensiuni, da? Frumos, frumos ce aveți. E, apropo de vindecare, ați mai primit niște cărți. A venit 5 de monede și 9 de spade, urmat de stea. Stea înseamnă vindecare, înseamnă credință, o asimilez foarte mult, o asociez, pardon, cu această femeie de lumină, da? O femeie de lumină. Sunteți, mai ales că este lucrați în public unii dintre voi. Da? Acest communal dance înseamnă lucru cu publicul. Lucru cu publicul. Însă, în acest context, am senzația, eu așa simt, că 5 de monede în această poziție vorbește despre o schimbare, e 5 de schimbare, da? De vibrație. Ați avut niște probleme de sănătate, unii dintre voi, financiare, multe probleme, da? Au venit cărțile în această poziție. Dar ați reușit, repet, să creșteți, să vă schimbați vibrația, v-ați conectat la lumină, v-ați vindecat, încă mai aveți de vindecat. Ideea este că în momentul în care sunteți acum, puteți să împărtășiți și altora această capacitate, aceste învățături, da? Steaua asta face. Transmite din metodele sale de vindecare.
Pe lângă faptul că se vindecă, dacă ați avut niște probleme, vă vindecați, dacă ați avut niște probleme financiare, începe să atrageți atenția publicului și să, evident, dacă atrageți atenția publicului, apar și colaborările și oportunitățile. Dar, în primul rând, vă apropiați de destinul vostru, că asta înseamnă asta, începe să manifestați speranță, credință că va fi bine, deși ați trecut prin foarte multe, da? 9 de spade, 5 de monede, dar deja sunteți în schimbare de vibrație. Și bine. Foarte bine. În continuare, valetul de monede, că tot ne apropiem de fecioară. Valetul de monede, o oportunitate. Eventual o discuție cu cineva care vă echilibrează și vă aduce o idee, o scânteie, o inspirație. Ca să începe să străluciți, cum am zis mai devreme, să străluciți, să vă construiți cu răbdare, cavalerul de monede, viitorul. 8 de bâte. Ține de viitor, de săgetător, de o viziune pe care puteți să o aveți. Eventual, iar de yin și yang, da? De partenerul vostru ideal. Ia uite. Da? De partenerul vostru ideal. Pentru că în momentul în care manifestați cea mai bună versiunea voastră, vine... Ia. Da, e. Ușa ca ușa, importante sunt cărțile, da? În momentul în care manifestați cea mai bună versiunea voastră, femei, bărbați, vine și partenerul, da? Un partener care aduce stabilitate, zic eu. Partener divin. Și blocați responsabilitățile care vă consumă, vă implicați cu responsabilitate, evident, într-o altă direcție care ține de destinul vostru, în care lucrurile le faceți cu drag. Ia uite, faetonul merge către stea. Dacă a fost o perioadă când doar visați că veți merge către destinul vostru, doar visați la o nouă dragoste și de fiecare dată se încheia cu dezamăgiri, cu discuții dure, acum manifestați altfel, cu răbdare, cu încredere. Să vedem, arată odată, da? Eu zic că vă echilibrați. Așa simt, doi de monede în acest context, că vă echilibrați. Dacă cumva ar putea să pară un dezechilibru din cauza acestei posibile noi pasiuni pentru unii, vă redresați. Vă redresați pentru că eu văd cărți frumoase. Unde ești? Da? Uite. Vă atrage stabilitate. Tindeți către stabilitate, către succes, da? Către a vă crea un nou imperiu, că o fi de natură spirituală, că o fi de altă natură, voi știți, dar cu pași mici, bine gândiți, ordonați, plănuiți, de acum sau ați început deja să faceți un plan de acțiune și cu încredere, creativitate, un pic de magie. Da? Mergeți. 8 de bâte. Mergeți, tindeți către acest partener. Îl manifestați, 8 de transformare. Haideți să vedem ce alte mesaje mai vin, că am vorbit destul și poate reușesc să mai fac măcar încă o zodie astăzi. Sper. Scorpion în cuplu. De 3 ori odată. Ce să mai... Cam atât a vrut, nici n-am mai făcut odată. Scorpion, cuplu, 10 de monede, suntem și în semnul fecioarei. Și alt semn de pământ, 2 de monede. Interesant, fac conexiunea cu mesajul pe care l-am spus mai devreme. Femeia de lumină. Femeia de lumină care s-a transformat, care transformă oamenii, care se transformă pe sine, da? Într-o continuă transformare. Renaștere. Renașteți tot timpul. Scorpionul, da? Și această renaștere
Chiar dacă sunteți căsătoriți, chiar dacă aveți o poziție stabilă în societate sau, da? Vorbim totuși de cei în cuplu, creează oarecum un dezechilibru pentru cei din jurul vostru, mai ales pentru cei care nu știu să se schimbe atât de des și nu întâmpină schimbarea chiar atât de confortabil, se creează tot timpul momente de dezechilibru, că te-ai reînnoit și lumea nu știe cum să reacționeze la, eu știu, noul tău design, noul tău look, dar nu vorbim de look, evident. Vorbim de profunzim de caracter, începe să vă puneți alte probleme, ce înseamnă cuplu din altă perspectivă, cum poate fi lucrată abundența dintr-o altă perspectivă, nu doar pământeană, da? Perspectivă profundă. Unii dintre voi sunteți într-adevăr într-o legătură karmică, este aici un 8, casa 8 a Scorpionului, avem cel puțin două simboluri care vorbesc de transformare. Se transformă și casa, și familia, și toată lumea în jurul vostru. Nu e ușor, nu înseamnă că dacă v-ați transformat voi, gata. La capătul setului de cărți văd un 2 de spade, un as de cupe, faetonul și 3 de spade. Niște dezamăgiri, niște discuții, niște oferte. Peste care a trebuit să treceți mai departe, dar să lăsați în spate, așa văd eu, faetonul lasă în urmă 3 de spade. Dacă cineva încerca să atenteze într-un fel sau altul la voi sau la partener cu o ofertă de dragoste, mai devreme sau mai târziu s-a blocat această ofertă. S-a blocat pentru că, probabil așa simt, unii dintre voi chiar vreți să mențineți stabilitatea și ideea este să renoiți cuplul, nu să schimbați muse partenerul. De-aia apare 2 de monede, așa simt acest mesaj. 2 de monede, da? Voi vă renoiți, trebuie și ei să se renoiască și acest cuplu să se renoiască continuu, nu în momentul în care apare blocajul sau plictiseala să căutăm în altă parte, da? Trebuie lucrat împreună. Așa simt. Așa simt. Vorbim de cuplu. Ah, interesant. Probabil moartea cuiva din familie va aduce o moștenire care un pic vă dezechilibrează. Sunt neapărat moartea. Repet, transformare. O situație ciudată prin care a trecut cineva, un membru al familiei sau așa, al vostru sau al partenerului. Da? Poate că face acest testament înainte să se ducă, tocmai pentru că a trecut prin niște situații destul de dure, i-a transformat și atunci decid ca să facă testamentul înainte, un act de vânzare, cumpărare, ceva. Și această moștenire sau acest, să zicem, dar de bani, vă dezechilibrează într-un fel. Scorpion singur. Ia, de 3 ori o dată. Ia să văd. Asta. Interesant. Deci doi valeți. Există un personaj foarte autoritar, Marele Preot, Regele de Spade și Justiția. Posibil avocat pentru unii, oricum o persoană de autoritate, care într-un fel sau altul v-a influențat viața sau pur și simplu a încercat să-și impună controlul, să-și impună regulile, să-și impune regulile în fața voastră la un moment dat. Hai să mai vedem încă o carte. De 2 ori, de 3 ori, scorpioni. Nu, sunt prea multe. Poate... imediat. Iar am vrut să se arate. Pentru că am văzut un Marele Preot, probabil că unii ați avut de-a face cu un taur sau cineva cu marcaj în taur. Poate să fie și ascendent. Iar apare taurul.
Cineva cu marcaj în semn de aer. Și ce mai fost? Deci, și balanță, în special. Unii, nu toată lumea. Dar. Acum, experimentați o situație dezechilibrată. Dezechilibrată pe care v-ați dorit să o blocați voi sau ei. Și unul dintre voi este defensiv. La un moment dat ați încercat unul dintre voi să comunicați, dar celălalt a rămas ursus și a rămas în jocurile sale mentale, în egoul său, s-a blocat în ego. Pentru că n-a înțeles lecția spirituală. N-a înțeles, nu știe. Deci este atât de mult atras de voi, da? Posibil că l-am dat și visat la o căsnicie cu voi, la o relație de lungă durată. Da. Posibil unii dintre voi ați fost la distanță, încă sunteți la distanță, dar trebuie să încheiați acest ciclu în care se simte potențialul, dar nu se manifestă. Nu se manifestă din orgolii. Încercați să vindecați această situație și să mergeți către stabilitatea voastră. În primul rând, stabilitatea voastră, ca să puteți să manifestați oameni care vor același lucru, pentru că degeaba simt potențialul. În acest moment așa simt un ideal că va fi bine, da? 10 de cupe, 10 de monede, simte persoana respectivă faptul că vă completați și totuși, cu toate aceste cărți frumoase, ia uite ce manifestă. Ia uite ce manifestă. Tăcere, răceală, da? Depresii, neputința de a se decide. Deși s-a încercat comunicare. 8, poate chiar voi, pentru că e numărul casei a 8-a scorpionului. Poate cei care au marcaj în foc, mai mult foc în ei, au încercat la un dat să comunice, când au văzut că nu se mai poate, au devenit defensivi. Eventual, comunicarea pe care ați încercat să o lansați a fost primită defensiv din partea lor. Și atunci, gata, s-a blocat. N-are rost să mai comunicăm. Se creează dezechilibre. Când dai, vrei să și primești. Da? Ce aveți? Valetul de băte, valetul de spade și regele de spade. Central e valetul de spade. Ideea este să comunicați rațional. Dar se va comunica rațional. Cineva dorește să comunice cu voi. Posibil acest rege de spade care nu a comunicat. Nu este obligatoriu să fie semn de aer, deși este foarte posibil, s-a văzut. Poate personajul care apare sub această formă rece, autoritară, care își dorește control mental al lor și al controlul vostru mental, da? Acest personaj își dorește comunicarea cu voi, pentru că simte atracție. Posibil cândva voi v-ați dorit o comunicare mai pasională. Posibil și acum vă doriți. Dar central este să comunicați rațional. Să vedeți, de fapt, ce poate să manifeste acest om, că dacă va continua să fie sub această formă, nu cred că o să vă convină. Da? Trebuie să aflați adevărul. În primul rând, să vă explice de ce s-a purtat așa, de ce a fost așa glacial. Pentru că acest rege poate să fie imaginea unui om doar o perioadă, doar într-un context. Acest rege poate să fie oricând un rege de bâte, într-un alt context. Da? Bărbat sau femeie, nu contează. Cam atât. Interesant. Scorpion și berbec. De 3 ori. Mai asta. Da. Trebuie să se întâmple ceva, să schimbați energia, obligatoriu. 8 de spade înseamnă transformare, dar transformare mentală. Vă gândiți obsedant unul la celălalt. Sau cel puțin unul se gândește foarte mult la celălalt, dar nu face nimic. Nu face nimic. Unul dintre voi ar trebui să ofere această cupă a comunicării din suflet, a iertării, da? O soluție emoțională
care ajută pe celălalt să iasă din blocajele mentale. Am senzația că unul într-adevăr încearcă. Dar când e blocaj mental, e. Omul trebuie să iasă singur. Aici. Știu că unii aveți tendința, ca și femeia de lumină, să oferiți soluții, să oferiți ajutor. Dar dacă omul nu vrea, nu iese. Puteți să-i dați această cupă, da? Puteți să-i dați această cupă, semn de apă, eventual, dacă sunteți voi. Și totuși, în loc să-și desfacă sforile, că poate oricând să-și le desfacă, preferă să stea supărici. Preferă să stea supărici. Pentru că, de ce? Și rămâne și în septembrie valabil. Pentru că n-a înțeles nimic din această lecție spirituală. Da? N-a înțeles. 8 înseamnă transformare mentală, este întuneric. Aici, în această carte, iar de călătorie spirituală, este întuneric. Dar există un far, este o lumină, da? Interioară. Personajul trebuie să învețe să-și caute lumina în sine, ca să poată să vadă și lumina din ofertele care vin. Da? Că dacă ai lumină, o să vezi lumina. Dacă nu ai, degeaba îți oferă cineva, că nu o să pricepi. Trebuie să se schimbe energia dintre voi, întâlnire karmică, într-adevăr, karmică, ia uite Pluto, ia uite iar Scorpion, ori de cupe. Dar trebuie să aveți o comunicare în adevăr, o comunicare despre destin, despre oportunități. Altfel, dacă nu exprimați toate aceste lucruri, rămâne totul o confuzie. Da? Rămâne o confuzie și celălalt va pleca, da? Într-o altă direcție în care are victorie, are lumină, claritate mentală. Cine nu vrea să se schimbe, nu poate să schimbe nici energia din cuplu. Trebuie să renască. În mod special personajul care e aici. Că sunteți voi, că sunt ei, voi știți. Da, interesante tabelele astea. Doar că durează foarte mult. Scorpion și Taur. Ia să stau mai așa. De trei ori odată. De două, op, de două ori. De trei ori, șase. Okay. Între Scorpion și Taur. Deocamdată există un blocaj în comunicare. Ori comunicați foarte puțin, ori nu comunicați deloc. Unul dintre voi nu poate să-și deschide sufletul. Deși pasiunea este o grămadă. Posibil că aveți și planete în berbec sau în leu, unii dintre voi. Foarte posibil să fiți la distanță, 3 de bâte. Și această distanță implică cel puțin relații cu alte persoane pentru unul dintre voi, măcar pentru unii. Aceste relații pot să fie foarte dureroase. Un ciclu care trebuie încheiat. Un ciclu de trădări, de griji, de stres mental, de lacrimi, de dezamăgiri. Ia uite. Foarte posibil voi să fiți aici. Să vreți să oferiți această cupă, să vă puteți bucura de această cupă a dragostei. Regina de cupe, asul de cupe. Și să nu puteți, din cauza că sunteți iar la distanță. Și această distanță aduce separare. Aduce consum de energie. Da? Deși pasiune, repet, există pasiune. Unul dintre voi, probabil partea masculină, încearcă să-și impună controlul asupra părții feminine. Dar nu știu dacă reușește cu Scorpionul. Cu Scorpioanca, să zicem. La un moment dat va fi o comunicare brutală, neașteptată, niște vești. Veți primi niște vești. Acum că aceste vești vor fi blocate, vor fi primite într-un mod mult mai rece, ca să vă păstrați autoritatea, să vă păstrați poziția, stabilitatea, iar poate să varieze. Dar veți comunica, chiar dacă acum nu
comunicați, la un moment dat se va comunica într-un anume fel când nu vă așteptați. Când nu vă așteptați. Cam atât. Încerc să trec cât de puțin, puțin, puțin prin toate zodiile. Scorpion și Gemeni. Data. De două. Asta era. Așa. Trebuie să încheiați un ciclu de trădări, de dureri, de dezamăgiri. Unul dintre voi este foarte defensiv pentru că a fost rănit. Unul cu siguranță a fost rănit foarte mult și are nevoie de timp de renaștere. Este nevoie într-adevăr de a acționa. Degeaba stați. Cum? Cine acționează, iar rămâne de văzut. Foarte posibil, cel care acționează să aibă în spate și o căsnicie. Cavalerul de bâte cu marele preot în spate. Cine vine cu o ofertă la... Hai să ne bucurăm de viață, știi? Hai să ne bucurăm de viață, nu mai sta și suferi. Nu ai nevoie de atâta timp de vindecare. Mare grijă, pentru că voi trebuie să vă lați acest tip de vindecare. Altfel intrați iar, vă blocați iar, intrați 8 într-un alt ciclu karmic. Mare grijă. Cel mai important este să vă găsiți, interesant, cheful de viață într-o direcție spirituală care vă ajută să vă dezlegați de această karmă. Da. Interesant. Poate geamul nu e căsătorit? Oricum, nu vreau să zic musai că geamul nu sau că voi, unul dintre voi este căsătorit. Sau într-o legătură, într-un contract. Scorpion și rac. O dată. De două ori. De trei ori. Ce energie. Scorpion și rac. Wow. Cavalerul de spade. Ah, sunt două. Interesant, acum am văzut că sunt două. Cavalerul de spade l-avea ascuns bine, bine, bine pe regele de cupe în spate. Bănuiesc că sunteți voi. Bănuiesc pentru că apare regele de cupe în spate, semnul scorpionului, care are dragoste imensă, sentimente foarte profunde, dar nu le arată și uneori vorbește mai dur, tocmai ca să distragă atenția de la marea sa sensibilitate, de la marea sa, marele său potențial. Foarte interesant că la mijloc apare Marea Preoteasă. Este un mister între voi doi. Este un mister cum v-ați întâlnit, eventual, foarte posibil, să fie o atracție extraordinară între voi doi, dar această atracție să aducă și frici. Din acest motiv, regele de cupe, posibil voi sau celălalt, cel puțin unul dintre voi, încearcă să distragă atenția de la această sensibilitate. Nu vrea să simțiți. Vrea să țină un mister, repet, față de aceste sentimente și emoții profunde, da? Pentru că e conștient că dacă le va arăta, oricum sunt foarte adictive, foarte intoxicante, obsedante, da? Dacă le va arăta, foarte posibil să intrați într-un triunghi pentru unii, sau da, nu neapărat triunghi pentru alții. Repet, dacă își va arăta această dragoste, aceste emoții, se va manifesta o relație foarte
veți deveni foarte dependenți unul de celălalt. Și deocamdată nu se dorește, pentru că este nevoie de vindecare. Este nevoie de vindecare, de creștere spirituală. Trebuie să vă abțineți unul dintre voi, cel puțin, poate chiar amândoi, dar unul dintre voi în august, poate chiar și în septembrie, trebuie să vă abțineți. Trebuie să vă vindecați, să vă stabilizați un pic mental, pentru că altfel manifestați această adicție. Este o atracție fantastică între voi doi. Dar, repet, știți fără să știți, apropo de ce am zis mai devreme, știți fără să știți că vă completați cu acest personaj, da? Ying și Yang Lover, da? Vă completați. Dar trebuie construit un templu. Interesant, știți, fără să știți, Marea Preoteasă, așa o asociez, Ying și Yang Lover, da? Cei doi se completează, dar dacă nu manifestați cu grijă relația dintre voi, templul se va prăbuși și trebuie lucrat, construit. Trebuie construit cu mare, mare grijă. Interesant. Interesante mensagem esta. Escorpião para Leão. Mãe, de 3 horas data. Unii știu că așteaptă de 2. Deja mai ieșit, da? August, avem și 8, avem și septembrie. Avem și 8 august, sfârșit de august, avem și septembrie, da? E o magie între voi. E o magie, dragii mei. Unul dintre voi, sau poate chiar amândoi, aveți toate instrumentele să manifestați această toate calitățile, da? Să manifestați această relație, acest cuplu. Simțiți că este ceva ce vă vrăjește în acest cuplu. Însă, în acest moment nu prea se discută. Nu prea se discută. Unul din voi încă trebuie să crească în vibrație. Trebuie să înțeleagă lumina. Magicianul, totuși, nu este marele preot. Magicianului, deși are cele 5 elemente, îi lipsește. Ridicarea în vibrație nu este femeia de lumină, da? Nu este femeia de lumină, nu se compară nici cu Marea Preoteasă, nici cu Împărăteasa, nici cu Soarele, evident, e a doua arcană, de fapt, 01, e la început de drum. Cel puțin unul dintre voi trebuie să mai crească spiritual, altfel, deși are potențial foarte mare, rămâne un manifestor, un manipulator, un om care poate multe, dar de la putință până la manifestare, este nevoie de transformare emoțională. Dacă ați comunicat, comunicarea a fost așa foarte extravagantă și foarte magică, plină de vrajă, însă nu vă umple cupele, degeaba-i vrajă, dacă nu vă umple cupele, unul trebuie să învețe să se iubească și apoi să dăruiască. Și ca să te iubești, trebuie să-ți găsești lumina în tine. Da? Trebuie să-ți găsești lumina în tine. Iof, dragii mei, foarte posibil, am zis, a fost pentru unii cineva care va atrage atenția, este un foarte bun iluzionist. Există secrete și există o familie care este ținută în secret și se creează un dezechilibru și un consum, iar familie sau responsabilități. Mare grijă! Mare grijă! Cine o fi acest personaj, că sunteți voi, că sunt ei, mare grijă! Și nu e obligatoriu să fie căsătorit. Acest 10 de monede poate să fie la locul de muncă. Responsabilități. Măi, cum să mă așez, da? Responsabilități la locul de muncă. Familia din care se trage. Să nu se spună din ce neam se trage respectiva persoană, că știm că deranjează ori pe ei, partenerii noștri, ori pe familia noastră, știți?
Înțelegeți? Scorpion cu fecioară de 3 ori, o dată. De 2 ori. De 3 ori. Fecioară a apărut. Mai, mai, mai. Cine nu se poate decide? Cine? Apare fecioara, apar îndrăgostiții, marea chimie dintre voi, marea atracție, complementaritatea și totuși un doi de băte. Cineva nu poate să aleagă. Acum depinde și de sinastria voastră. Unul dintre voi nu poate alege. Foarte posibil să fiți într-o tăcere sau, cel puțin unul dintre voi, să trebuiască să treacă prin această călătorie spirituală, să se înțeleagă, să-și găsească lumina, credința, ca să înțeleagă că cei doi sunt inspirați de divinitate să fie împreună. Că un cuplu perfect trebuie să fie inspirat de această lumină interioară. Amândoi trebuie să aveți lumină interioară ca să manifestați acest cuplu. Altfel, rămâne doar o alegere importantă în dragoste. Alegere care se manifestă și aici. Alegere care se manifestă și aici. Unul dintre voi trebuie să aleagă. Stagnarea sau victoria, da? Sau stabilitate. Stagnare nu înseamnă stabilitate, e o mare diferență. E o mare diferență. S-a comunicat și totuși cineva încerca să fugă. Cineva minte, cineva fuge. Da, fuge. Cineva fuge, fuge cu mașina către ce? Către dezamăgire. Către dezamăgire. Foarte posibil pentru unii dintre voi să fie un semn al gemenilor între voi doi. Nu? Pentru că, interesant, Scorpionul e guvernat și de Marte și atunci avem băte, da, băte care l-ar reprezenta pe Marte. Între Fecioară și Scorpion am văzut și gemenii, da, poate să apară cineva cu marcaj în gemeni. Marcaj, zic. Marcaj. Nu zic musai, semnul gemenilor. Dar sunt. Luați-vă mesajul cum considerați că rezonează. Este extrem de general. Extrem de general. Fecioară cu gata morița. Cu ce era? Nu. Scorpion cu balanță de 3 ori odată. De 2 ori așa, sau de 3 ori. Iar tăcere. Mai. Balanța asta a fost foarte conflictuală. Foarte conflictuală în sinea sa. Ori a avut pe cineva în semnul fecioare sau cineva semn de pământ în preajma lor și voi sunteți intuiți și sunteți supărați că vă pune să așteptați. Sau v-a pus deja să așteptați. Însă, pentru unii, cei cu marcaj în scorpion, sunteți independenți, frumoși, cu multe reușite și totuși, această balanță are conflicte în legătură cu ce ar putea să fie între voi. Concurență, bârfe, familie, prieteni. Știți că unora le pasă ce spun prietenii? Vă vine să credeți? Mie nu mi-a pasat niciodată ce spun prietenii despre prietenul meu sau partenerul meu. Dar unora chiar le pasă. Ei, și se dorește exprimarea unei pasiuni. Se dorește ca cineva să lase în urmă niște ape tulburi, niște situații neplăcute, ego-ul, că lasă în urmă 5, ego-ul, ca să manifeste pasiune. Rămâne de văzut, pentru că în acest moment nu prea se comunică. Eremitul și 8 de cupe. Sunteți voi, scorpionii, casa 8-a scorpionului și semn de apă. Voi ați învățat să vă detașați, dragii mei, și felicitări dacă ați făcut acest lucru. Ați învățat să vă detașați și să mergeți către ce? Să vă căutați a noua cupă, în altă parte, eventual. Sau cel mai important, să vă căutați acea noua cupă, noua cupă de lumină, da? Să o căutați în voi,
Dar cum a zis femeia de lumină, să vă găsiți lumina interioară. Să vă găsiți lumina interioară. Dacă personajul acela nu vorbește, cine nu vorbește, no problem, foarte bine, pentru că voi aveți lumina înăuntru. Și aici este lecția spirituală. Între voi doi e o lecție spirituală care trebuie învățată. Dacă voi v-ați găsit lumina, și mai mișto. Da? Pot cu unul nou. Și mai fain. Pentru că ieșiți din această poveste, da? Ieșiți. Dacă v-ați găsit lumina, ați plecat către nou, tocmai bine, plecați în această poveste până învață și ei, ca asta e lecția lor spirituală. Evident că variază, dar este doar un scurt mesaj care sper să vă inspire. Nu stați prea mult în preajma celor care nu vibrează cu voi. Am zis mai devreme când am vorbit la generalități, femeia de lumină, în momentul în care se schimbă în vibrație, trebuie să-și caute parteneri pe aceeași vibrație. Scorpion. Săgetător de 3 ori. O dată. Asta o dată. De două ori. De două ori. Și de 3 ori. Interesant. Scorpion cu săgetător. Ciudat. Foarte ciudat. Unul dintre voi, în această perioadă, în septembrie, pentru că avem și 9 de monede și avem și eremitul, unul dintre voi își regăsește frumusețea interioară, exterioară, da, femeia de lumină, pentru că împărăteasa poate să fie și ea spirituală, normal așa trebuie să fie spirituală, da? Cum să stau, da? Este generoasă, este Venus, varianta pozitivă. Unul dintre voi, în această perioadă, în septembrie, în tăcere, reușește să crească financiar, și să-și regăsească frumusețea și stabilitatea și pasiunea pentru viață. Cel puțin în septembrie, veți avea ceva inspirant, o legătură, un moment pasional sau inspirant. Pentru că poate să însemne foarte mult asul de bute. Un început. Dar nu știu de ce simt acum și un alt mesaj. Că unul dintre voi este singur, independent, frumos, frumoasă și celălalt este într-o familie. Împărăteasa poate să însemne mama, soția. Da? Este o persoană care este a trecut prin toate reginele ca să ajungă împărăteasă. O persoană înțeleaptă, care are responsabilități. Este altfel de variantă a lui Venus. De-aia zic, unul dintre voi este singur și celălalt ar putea să nu fie singur. Este o altă variantă și din acest motiv să fie un moment de tăcere, de introspecție, ca să se găsească o lumină, inspirație. Cum să manifestați ceva, să manifestați că bătele manifestă o etapă nouă, e un asta, în relația voastră. Foarte posibil să existe în joc între voi doi cineva cu marcaj în fecioară, cu marcaj în taur sau în balanță. Dar e clar că cineva e într-o căsătorie sau o relație sau contract spiritual sau contract la primărie sau eu știu ce.
Da. Foarte posibil veți auzi, dacă nu știți, despre aceste lucruri. Dar din punct de vedere financiar, dacă sunteți într-un cuplu stabil, aveți o creștere financiară. Aveți o creștere, o bucurie. În septembrie, da? Printr-un proiect, astfel de bute. Poate să fie o colaborare la locul de muncă pentru unii. Dacă e colaborare la locul de muncă, Fecioara cu, nu, Scorpionul cu Săgetătorul, probabil că au multă creativitate și mult potențial. Așa simt. Scorpion cu Capricorn. Da, știu, bate soarele, e ciudat. E o zi extrem de călduroasă. Scorpion cu Capricorn. O dată, de două ori. De trei ori, așa să te... Între voi doi o legătură foarte profundă, aceasta e carta centrală, foarte profundă. Deși sunteți diferiți, vă completați, Scorpionul cu Capricornul. Comunicați emoțional foarte bine, vă simțiți, aveți aventuri, poate vă știți din copilărie, poate vă știți din tinerețe, sau pur și simplu, aveți nevoie să manifestați această legătură profundă sufletească între voi doi în această perioadă. Unul dintre voi este extrem de atrăgător, bănuiesc că voi, Scorpionii. Voi, Scorpionii, sunteți foarte atrăgători, magici. Creativi, seducători, iar ei sunt într-un stres eventual, mental. Cum să ducă mai departe, 6, cum să lucreze această legătură profundă. Este nevoia de comunicare. Posibil voi, Scorpionul, va comunica într-un fel sau altul despre nevoia de stabilitate. What? Oh. Ah, de stabilitate cu Capricornul. Foarte posibil la locul de muncă să aveți ceva sau vă doriți să creșteți financiar împreună. Da, vă doriți o transformare financiară și emoțională. Judecată, așa să te numește, da. Unul dintre voi este încă stresat mental de ceva. Are de făcut o transformare. Felul în care îngândește, felul în care manifestă lucrurile. Felul în care comunică transformare, prin felul în care comunică. Ca să puteți manifesta. Ca să puteți lucra această legătură, da, cu Capricornul, care vă poate aduce stabilitate, regele de momente. Da, poate fi o legătură foarte frumoasă. Dar, repet, unul dintre voi încă stresat, depinde mediul în care stă. Poate are niște influențe negative în jur. Scorpion cu ce? Cu Vărsător? Există? Da, știu că există. Am și eu pe cineva prin preajmă. O dată, de două ori, de trei ori. Nu știu cum să mă așez. O dată, de două ori și de trei ori. Așează-te. Ce să mai? 8 de spade, valetul de spade și marea preoteasă. Trăsnetul, turnul. Turnul, aici sunteți voi. Regina de cupe, plin de pasiune și emoționali, da, femeia de lumină, femeia de lumină, dar și cu multă pasiune, da, Scorpion, care ați lucrat.
Și totuși există o trădare, ia uite. 10 de spade, 7 de spade, cineva care fuge din context și creează acest... Și pune capăt, eu zic că toată situația asta a fost ca să încheiați un ciclu. Voi cel puțin ați trecut prin foarte multe, că nu degeaba sunteți scorpion. Și v-ați păstrat încrederea în voi. Însă, în această situație există un moment de ruptură, de separare. Sau a fost. Poate că acest turn deja se manifestă într-un fel sau altul, pentru că apar grijile, 8 de spade, semnul de aer. Într-un ciclu, într-un cerc. Iar 8 e casa scorpionului. Poate aveți casa 8 în scorpion, asta înseamnă să aveți ascendent în rac sau în leu. Și trebuie să comunicați. Unul dintre voi are această posibilitate prin comunicare să taie funia aceasta, care de fapt nu este chiar strânsă. Oricând persoana de aici poate să se desfacă, dar nu vrea. S-a obișnuit în acest mental. Persoana de aici s-a obișnuit în acest mental negativ. Un mental tăios. În rațiune, când mai există și altceva, dragii mei, Marea Preoteasă. Există acest personaj, eu zic că sunteți voi, zic eu, că-i semn de apă, pești, drac, scorpion. Da. Sunteți voi care ați trecut, știți ce întunericul, știți ce sunt trădările, știți ce sunt minciunile, ați încheiat acest ciclu și ați reușit după această încheiere de ciclu, da, să vă păstrați și emoțiile și încrederea, cele mai bune versiuni ale voastre. Și totuși, acest turn nu este din cauza persoanei care a lucrat și care a depășit durerile. Da, știu, nu mi-am făcut unghiile, nu contează. Așa. Persoana aceasta a crescut, cum am zis mai devreme, femeia de lumină. Persoana aceasta a crescut în vibrații. Și simt că ar putea să dea o soluție celui care este stresat. O soluție intuitivă, care vine pe cale subtilă, ca și inspirație. Și da, trebuie să se exprime prin cuvinte. Un fel de a comunica direct vine cu o soluție care ar putea să reconstruiască turnul, ar putea să reconstruiască pe alte principii, da, emoționale, creative. Dar rămâne de văzut dacă persoana aceasta care e blocată mental vrea să crească sau nu. Sau nu? Să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă, că am văzut spânzuratul. Vrea sau nu vrea? Dacă nu vrea să vadă lucrurile din altă perspectivă spirituală, da? O tecupe merge către spânzurat, nu va putea primi vindecarea. Nu va putea să meargă, ia uite, faetonul, să meargă către destinul său. Nu va putea să aleagă o nouă direcție în viață. Da? Hai să vedem. Scorpion cu peștișori. De trei ori. O dată. De două ori scorpion cu peștișori. Și de trei ori. În septembrie, lună de pământ, să zicem. Ați putea să colaborați, ați putea să construiți ceva. Unul dintre voi, zic eu că voi, care din unul dintre voi are multă pasiune, celălalt e mai rece. Dar știți voi cum e, că aparențele poate să pot înșela, evident. Ideea este că focul și aerul se completează, chiar dacă vorbim de semne de apă. Probabil că cei cu planete în pește au planete în berbec. Și cei cu planete în scorpion au planete în balanță, să zicem. Ideea este că puteți construi împreună. Vă completați. Însă am senzația mare grijă. Mare grijă. Că foarte posibil să fie și un triunghi. Da, uite.
Regele de cupe. Unul dintre voi, ia uite, sunteți voi. Unul dintre voi este... Stabil financiar. Care? Stabil financiar poate să însemne și să aibă autoritate la locul de muncă. Și atunci aveți șansa să construiți împreună. Sau stabil financiar poate să fie și o soție sau un soț în secret pentru unul dintre voi. Însă am senzația că această soție, soț, ar putea să fie... Unul dintre voi, că sunteți amândoi semne de apă. Are în spate o persoană care îl susține financiar, dar care creează multe conflicte, nu comunică foarte bine, trebuie să se vindece energetic, spiritual de acest personaj, cu fi soțul, soția, iar. Ideea este că trebuie, știu că sunt ciudat, că poate mă exprim ciudat, dar așa simt să citesc cărțile. Trebuie transformată. E o legătură intensă între voi, da? Intensitatea este manifestată și de Regina de Bâte. Multă pasiune. Dar trebuie... Această pasiune vă stresează pe amândoi. Nouă de spade. Există totuși a treia persoană în poveste. Și aici sunt trei persoane și aici sunt trei persoane. Cine ar putea să fie coleg, colegă? Există această persoană și tocmai că există această persoană se creează niște un stres mental. E nevoie de niște strategii ca să puteți colabora într-un fel sau altul creativ. Însă am senzația că dacă vreți să faceți acest lucru, unul dintre voi va trebui să fie mai rece, măcar în aparență. Măcar în aparență. Foarte posibil că cel care este mai rece vă vede pe celălalt foarte pasional, creativ. Unul dintre voi este mult mai creativ decât celălalt. Seducător. În toate felurile în care se exprimă, că este trei exprimare, da? A, interesant, unul dintre voi foarte posibil face artă. Creativitate, aici cineva lucrează, da. Și celălalt, ha, interesant. Cel care e rece este într-un cuplu, da. Și atunci trebuie să, da, se gândește, obsedant la voi, ar vrea ceva, simte, da? Simte nevoia să se transforme, simte că sunt niște emoții profunde, poate chiar dintr-o altă viață, dar are acest stres mental. Pentru că sunt niște secrete. O soție? Da? Apare și regele de dulte. Foarte posibil că împreună voi ați da mult mai bine decât dau ei cu cealaltă persoană. Însă, deciziile sunt ale lor. Ia uite, unul dintre voi l-am dat trebuie să se decidă între familie, între tradiții și soarele. Și soarele, și bucurie, și trezire spirituală. Asta e, că de-aia se întâlnesc cu unii cu alții. Cam asta. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa, pa!